Tânăra împușcată în ochii de pistolarul din militar a stat pentru prima dată față în față cu cel care a mutilat-o, a suportat cu greu ideea de a-l revedea. Chiar dacă au trecut 6 luni de la incident, tânăra își revine cu greu. Suferă pentru că prietenii au părăsit-o, iar agresorul trage de timp în procesul daunelor. Familia tinerei spune că bărbatul îi sfidează. Le-a propus drept despăgubire o garsonieră despre care au aflat ulterior că nu poate fi vândută. Spatele unui bandaj este, să spunem, un vis urât. Și visul urât e mai prezent ca oricând, la gândul că vor sta în aceeași sală de judecată. Și Roberto, să stăm în stângata, așa că nu se... Ai înțeles? Nu se înveste că pe el. Da, mă. Te duci un pic. Și chiar poți să stai un pic. Daniela tremură. Mama ei o încurajează înainte de a intra la proces. Tânăra are nevoie de mult curaj ca să-l vadă pe Mario Chiriță, cel care a împușcat-o în ochiul drept, în urma unei altercații dintr-un supermarket. Bila i-a distrus globul ocular, ploapa inferioară și i-a sfârmat osul din obraz. A lăsat și alte traume, mult mai adânci. Am rămas fără prietenii care aveam înainte. Abia mai am 2-3 prieteni și... cam atât, s-a schimbat destul de mult. Mario Chiriță e în continuare arestat. Le-a spus judecătorilor că vrea să fie liber pentru a-și ajuta victima și să-i mai dea timp ca să-și găsească un alt avocat. Familia fetei spune că tânărul îi sfidează. De curând le-a promis să-i despăgubească cu o locuință care nu putea fi valorificată. Vă arăt actele întocmite la negociator, care spune un apartament cu 2 camere și pe urmă vin cu hârtiile unei garsoniere care nu poate fi vândută decât peste 5 ani, deci în 2017. Și nu ar fi fost singura sfidare. La prima întâlnire ne-au ținut o oră până să sosească, a doua oară nu s-au mai prezentat. Daniel a cerut 250.000 de euro daune. Banii sunt necesari pentru multiplele intervenții la care va fi supusă. E nevoie de timp și de mai multe operații pentru ca, în locul ochiului drept, medicii să-i pună fetei o proteză. Ea nu mai suportă, nu mai are răbdare, vrea proteza. Proteza nu se poate pune, că ea nu mai are ploapa inferioară, nu mai are deloc. Acum trebuie, practic, să așteptăm după fiecare etapă ca testurile să se vindece, înainte să putem trece la etapa următoare. Astăzi, procesul a fost amânat pentru o lună. Dar nu mă gândesc la el. Eu nu sunt nici Dumnezeu să-l judec. Las totul pe mâna justiției. Cum mai puțin?